Salutare, salutare! Vă salut, dragii mei prieteni! Am ajuns în această după-amiază la Porumbei și nu am putut să mă abțin să nu fac acest videoclip în care să vă prezint niște porumbei drepți, niște porumbei într-o formă maximă, zic eu, niște porumbei în care puteți observa starea de sănătate este una desăvârșită, dragii mei prieteni, și mă bucur extraordinar de mult de felul în care se prezintă. Dă-te-mă de aici, mă. Aveți pe imagini masculii de zbor ai crescătoriei noastre. Uitați-vă și voi. Uitați-vă cum arată porumbeii. Sunt într-o condiție extraordinară și am vrut să vedeți acest lucru. Să-i vedeți cum evoluează zi de zi. Încerc să vă prezint acest lucru. Nu aveam de gând să fac acest videoclip astăzi, dar văzându-i cum arată, am vrut să scot în evidență, dragi prieteni, dragi urmăritori ai canalului meu de YouTube, Avi Pigeon Love. Aș vrea să scot în evidență două lucruri, și anume colaborarea mea cu olandezul despre care v-am tot vorbit. După părerea mea, dă rezultate excepționale. Rămân de acum încolo să vedem pregătirile din sezon, pregătirile pentru curse și, în același timp, foarte important de asemenea, rezultatele curselor. Dar după cum ați văzut și după cum vedeți și pe aceste imagini, eu zic că porumbeii se prezintă extraordinar. E bine să învățăm, e bine să aflăm metode diferite și eu recunosc și mulțumesc olandezului, mulțumesc lui Dumnezeu în primul rând că am avut șansa să am parte de această colaborare și în același timp sper că lucrurile vor merge din ce în ce mai bine. Sper că vom putea să respectăm toate cerințele pe care le are olandezul și să respectăm programul pe care acesta ni-l trasează. Este meritul lui în mare parte, v-am spus, în felul cum arată porumbeii crescătoriei noastre. Sunt nu mulțumit, extrem de mulțumit. Am mai fost și în alte crescătorii la prieteni, dar credeți-mă, poate sunt subiectiv și fiind și porumbeii noștri este altceva, dar parcă avem un plus la porumbei, dragii mei prieteni, în această perioadă și am avut toată perioada acest plus. Uitați-vă la ei, băieții lui tata. Hai, tati, hai, băieții, hai, campioni, hai, frumoși, hai. Bravo, tată, bravo, băieții lui tata. Sunt, cum să zic, sunt excepționali. În momentul de față, porumbeii crescătoriei noastre arată excepțional și acest lucru îl puteți vedea pe imagini. Și tocmai de aceea am vrut să fac acest videoclip în care să vă prezint aceste lucruri. O să le dau și mâncarea imediat. Băieții lui tata, frumoși, frumoși lui tata. Ia uitați cum arată. Tocmai de aceea cred că targetul prezentat, deși pentru unii poate nerealist, dar la felul cum se prezintă porumbeii și cum au evoluat toată această perioadă de iarnă, cum au trecut peste ea, suntem deja în 12 martie și porumbeii se prezintă excepțional și de aceea targetul anunțat de mine rămâne în picioare și sperăm să-l atingem. O să vedeți din această crescătorie doi porumbei cu as maraton și minim 4-5 porumbei cu normă la maraton. Din toți acești porumbei pe care îi vedeți acum pe imagini și care se prezintă într-un fel deosebit. Bravo, băieții lui tata, bravo, frumoșii mei. Poate nu știu cum o să înțelegeți acest videoclip, dar pentru mine acestea sunt momente
excepționale momente care mă bucură foarte, foarte mult și starea porumbeilor de asemenea îmi dă speranțe și mă face să cred că și rezultatele din acest sezon, sezonul 2021, vor fi excepționale. O să administrez hrana masculilor de zbor ai crescătoriei noastre și după aceea o să mergem și la femele pentru o scurtă prezentare și acolo. Băieții se prezintă excepțional. Excepțional, excepțional. Am numai cuvinte de laudă, sunt porumbeii noștri, dar cred că și imaginile vorbesc de la sine și cred că sunteți și voi de acord că porumbeii se află într-o condiție și într-o stare de sănătate deosebite. Am administrat mâncarea masculilor de zbor ai crescătoriei noastre. Vedeți, este o mâncare combinată cu depurativă. De ce te bagi aici? Nu e voie, hai, așa. Și porumbeii mănâncă cu foarte multă... Băi, dă-te mă jos, hai, te las, vă las să mâncați. Cu foarte multă plăcere și în același timp, hrănindu-se foarte bine, arată o stare de sănătate bună și sperăm ca lucrurile să evolueze din ce în ce mai bine. Să trecem la femele, dragii mei. Am intrat și în compartimentul fetelor noastre. După cum vedeți pe aceste imagini, și ele arată la fel de bine ca și masculii. Le vedeți impecabile. Impecabile, ireproșabil. Nu cred că putem avea cerințe mai mari de atât. Este celebră o vorbă în sportul ăsta columbofil. Cineva la o cursă a avut numai locuri fruntașe și părerea lui după sfârșitul cursei a fost se putea și mai bine de atât. Deci uitați-vă cum arată, hop, hop, femelele crescătoriei noastre. Ați văzut, v-am prezentat pe videoclipurile anterioare ce au primit porumbeii noștri în această săptămână, și anume rețetele naturiste. V-am spus exact modul în care au fost administrate. Acum sunt pe mâncare curată. Este o combinație de mâncare sport cu depurativă în această perioadă și nu am ce să zic. Poate o să vi se pară un videoclip în care mă laud. Dacă vi se pare lucrul ăsta, să știți că aveți dreptate, dragii mei. Chiar mă laud, dar lucrul acesta nu-l fac decât datorită porumbeilor și felul în care arată porumbeii. Sunt extrem de mulțumit de această situație în care ne aflăm și v-am spus, cred că trebuie să fim foarte, foarte atenți cu toate tratamentele porumbeilor, cu felul de lucru pe care îl avem cu porumbeii și cred că întotdeauna este loc de mai bine. Multe din principiile mele și multe din principiile noastre, eu și cu Mihai, în mare parte au fost demontate de către această colaborare pe care o avem acum. Sunt total alte metode, alt fel de a gândi și alt fel de a administra anumite produse. Am fost, nu sceptic, a fost o colaborare pe care mi-am dorit-o și mult timp am insistat să pot ajunge la această colaborare, dar ce pot să zic, rezultatele sunt unele care mă mulțumesc pe deplin, rezultatele sunt unele vizibile, dragii mei, și tocmai de aceea cred că este bine să continuați să urmăriți acest canal de YouTube pe care o să vedeți, zic eu, lucruri interesante și lucruri care o să vă ajute și pe voi în acest sport columbofil. Eu vă spun, lucrurile sunt de așa natură la noi în crescătorie, încât de multe ori
De multe ori m-am gândit că până acum greșeam noi în multe situații. Acum se pare că avem o șansă, e păcat să nu profităm de ea, dragii mei prieteni. Și în același timp eu încerc să vă împărtășesc și vouă din această colaborare. Ați avut pe acest videoclip porumbei de zbor ai crescătoriei noastre, masculii în prima parte a videoclipului. Acum pe imagine aveți femelele de zbor ale crescătoriei noastre. Starea lor este una excepțională. Îmi doresc ca și la voi în crescătorii să se întâmple același lucru, pentru că toți muncim cu porumbeii și toți încercăm să facem ce e mai bine pentru porumbei, dragii mei prieteni. Gata, hai fetele că ne-am răsfățat destul, hai fugi. Gata, să administrăm și mâncarea femelelor de zbor. Eu închei acest videoclip de astăzi cu salutările de rigoare, cu toate dorințele de bine pe care le am pentru voi și pentru porumbeii voștri. În scurt timp după administrarea hranei și acum și aici la femelele de zbor, o să mă iau să demontez un pic la compartimentul puiilor. Avem și acolo de lucru, așteptăm noul fagure și acolo, e de muncă. E de muncă, încercăm să avansăm în crescătorie, încercăm să facem lucrurile din ce în ce mai bine. Și până atunci, dragii mei prieteni, vă doresc numai bine, toate cele bune. Aștept comentarii și păreri, mai ales de la cei care ați făcut rețetele. În mare parte am vorbit cu voi, dar sunt curios dacă mai sunt și alții care au făcut și dacă rezultatele au fost la fel de satisfăcătoare la toată lumea. Eu o să mă mai răsfăț un pic cu ele, să mă mai joc un pic și cu fetele noastre. Și până atunci, dragii mei prieteni, nu uitați, Vavi Pigeon Loft este numele canalului meu de YouTube. Abonați-vă, distribuiți postările mele, apăsați clopoțelul acolo pentru a primi notificări de fiecare dată când postez ceva. Știu că v-am promis videoclip cu prezentările de la porumbeii de matcă, de la porumbeii din compartimentul de reproducție al crescătoriei noastre. Vor fi și aceste prezentări. Sper ca mâine și poi mâine, sâmbătă și duminică fiind, să am mai mult timp liber și o să fac și aceste prezentări pentru a vedea exact ce porumbei se mai află acum în compartimentul nostru de matcă. Toate cele bune vă doresc, weekend frumos, numai bine, Vavi Pigeon Loft vă dorește sănătate și belșug. La revedere și numai bine, dragii mei!